dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, bine v-am găsit la cafea, a venit și Crăciunul, iarna, afară ninge, cam povești cel puțin la Piatra Neamț. Așa că e numai bine să stăm la gura laptopului și să discutăm la o cafea despre lucruri care ar trebui să ne intereseze. Astăzi vorbim despre ceva, nu neapărat despre statistică, ci despre datele recensământului, dar mă gândeam că statistica este așa văzută de unii ca un lucru, ca un rău necesar, se raportează la ea când e vorba să-și aloce fonduri și bani, o repudiază în momentul în care datele statistice nu se potrivesc cu ceea ce își doresc decidenții politici, dar oricum, fără ea, nu se poate. De câteva zile au apărut date parțiale privind recensământul populației și cel mai potrivit om cu care să discutăm despre aceste lucruri este domnul Claudiu Harabagiu, directorul Direcției de Statistică Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! V-am scos din ale dumneavoastră în dimineața asta pe zăpada asta și v-am adus... Mulțumesc pentru invitație și sunt bucuros să fiu prezent. Statistic vorbind, la cum ninge afară, s-ar putea să circule destul de greu în Piatra Neamț. Cred că... Da, vremea e foarte... A venit iarna, în sfârșit. Știți, mă gândeam acum, înainte de emisiune, cum să încep, zic, dacă era un polițist, spuneam un banc cu polițiști. Dacă era un politician, bancul politician găsesc. Dar cred bancul, că și cu statisticieni. Cu statisticieni, acum am dat o căutare rapidă și mi-a dat unul singur, foarte rapid. De cât statisticieni este nevoie ca să schimbi un bec? Aha, e cu polițiști? Nu, e cu plus minus unu. Așa. Așa că haideți... E de eroare. Ne încadrăm în marjă. Așa. Ne încadrăm în marjă. Domnul Harabagiu, cum stăm, domnul Harabagiu, în Neamț, așa, după numărătarea asta parțială, ca să spunem așa? Cu ce ne lăudăm noi? Avem motive să fim bucuroși nemțenii sau dumneavoastră veniți doar cu cifrele astea și ne le puneți așa în față? Da, am putea spune că asta e rolul statisticii oficiale, să calculeze și să oferi cifre. Fără multe emoții în spatele lor și rezultatul unei lucrări statistice care s-au desfășurat pe o perioadă relativ lungă, adică aproape 6 luni, anul trecut. Am reușit să scoatem într-un timp relativ scurt date provizorii la recensământ. Și până la sfârșitul anului, în mod etapizat, vom mai publica, Institutul Național de Statistică va publica date definitive. Și anume, începând din mai, pentru o parte din indicatori la nivel de populație, date definitive și apoi spre sfârșitul anului despre locuințe și clădiri. Bun. Deci... Haideți să încercăm să ne raportăm la ce a fost acum 10 ani, să luăm câteva cifre semnificative și până să încercăm să discutăm un pic pe marginea lor. Deci dacă luăm populația rezidentă, populația, da? Rezidentă, aș vrea să o aduc iar, cum fac de cele mai multe ori, să clarific metodologic acest concept de populație rezidentă. Populația rezidentă este populația care efectiv locuiește în... pe un anumit teritoriu. Și ceea ce estimam și noi înainte, prin proiecțiile demografice și studiile, mi-aduc aminte și am fost și la dumneavoastră acum câțiva ani și povesteam despre populație și declinul, să spunem, demografic, care se petrece în toată țara, dar în județul nostru destul de puternic.
La rezultatele de la recensământ arată o populație rezidentă din jur de 450.000 de persoane, care indică o scădere cu aproximativ 16.000 persoane față de recensământul precedent. Sincer, mă așteptam la mai mult să fie Sincer să vă spun și eu. scădere. Și au fost zone în care chiar credeam că este populația mai scăzută. Nu vă ascund, inclusiv orașul Piatra Neamț, care e adevărat, a scăzut sub 80.000 de locuitori, adică are în jur de 79.000, dar mă așteptam să fie chiar mai puțin. S-au petrecut tot felul de fenomene demografice în ultimii ani. E clar că noi avem o problemă cu, știți că demografia asta sau evenimente demografice sunt, noi tot le-am spus, e vorba de migrația, de evenimente naturale, cum ar fi nașteri, decedați, și evenimentele legate de migrație. Astea sunt cele două componente care influențează decisiv populația rezidentă dintr-un anumit teritoriu. În ultimii 10 ani, în ceea ce privește sporul natural sau mișcarea naturală a populației, nu avem de ce să fim foarte fericiți. Suntem tot timpul pe minus. De exemplu, în anul 2021 a fost și efectele legate de pandemie. Am înregistrat un record, din punctul meu de vedere, peste 5.000 minus 5.000 ca spor natural. Și bineînțeles și fenomenul migratoriu, care este foarte important pentru zona noastră, pentru că Piatra Neamțul nu e un oraș universitar, nu are o dezvoltare economică, Piatra Neamțul, județul Neamț, nu are o dezvoltare economică extraordinară, ceea ce a încurajat, să spunem, o anumită migrație pe muncă. Da. Acum, știi, când vorbim despre Piatra Neamț sau despre Roma, despre municipii, situația, dincolo de cifrele astea seci, poate ar trebui un pic analizată altfel. Adică am pierdut populație la Piatra Neamț, dar probabil că a crescut sau n-a crescut atât de mult, dar s-au dezvoltat comunele limitrofe. Adică ne ducem spre Dumbrava, ne ducem spre comuna lui Ion Rotaru, adică aia nu se cheamă Alexandru cel Bun, aia se cheamă comuna Ion Rotaru, pentru că Ion Rotaru acolo face cam ce vrea el, și deci e comuna Ion Rotaru. Există un fenomen de migrație, să spunem, despre zonele urbane care nu au posibilități de a oferi locuire, spații de locuit, către zona periurbană, sau spunem, zonele metropolitane, Mă comunele rog, din jurul. putem spune, da. Putem spune comunele din jurul orașelor. Lucrul ăsta s-a văzut în țară, în orașele foarte mari, într-un mod foarte puternic. De exemplu, Clujul a fost dat exemplu și de Institutul Național de Statistică, deși aparent e în scădere a populației rezidente, municipiul Cluj, când e vorba de zona metropolitană, este în creștere. Dar nu e vorba numai de Cluj, mai sunt și în Iașu, de exemplu, Da, în Iașu, Sibiu, cred Sibiu. că și Oradea, cred că și... Mai E sunt. adevărat, Brașovul. și în zona noastră s-au întâmplat fenomenele astea, de exemplu, dar nu cât să compenseze cealaltă migrație plus mișcarea naturală a populației, adică scăderea demografică datorată mișcării naturale. Ca idee, pe Piatra, eu am făcut niște calcule, Piatra ca municipiu a pierdut în jur de minus 5.000, a pierdut 5.000 de persoane, aproximativ o scădere de 6,3% față de recensământul trecut. În timp ce, de exemplu, Dumbrava Roșie a crescut, Girovul a crescut, Gârcina a crescut, Alexandru cel Bun. Toate zonele din jurul municipiului au crescut ca populație rezidentă.
Totuși, nu suficient de mult cât să explici scăderea. Adică, dacă e să luăm zona Piatra Neamț plus comunele amintite, toți suntem pe scădere, Nu mai să mi-aduc spunem. aminte acum, îmi pare rău că nu mai rețin, cu cât la sută din populația care a participat la alegeri a fost ales primarul de Piatra Neamț. Dacă nu mă înșel undeva, tot cam cât o scăzut populația acum. Deci... Da, doar că acolo vorbim de alt tip de populație, Știu, populația știu. legală Da, sau dar nu, nu, populația nu. Nu, mă domiciliară. gândeam doar la cifre, 7, ceva la sută. Bun, Iar acum... în zona Romanului e exact la fel, dar și acolo este o scădere. Municipiul Roman a scăzut cu aproximativ 2000 de persoane, adică cam 4,1%. Dar comunele din jur, cum ar fi Cordunul, Sagna, de exemplu, au înregistrat creșteri. Per total, zona e în scădere, oricum, și zona Romanului. Da, dacă vorbim de orașe, ne uităm și vedem că o localitate numită oraș, Bicazu, are 6.100 de locuitori și dacă mergi și te duci spre zona Romanului, ai comune, cum e Săbăoaniu, dacă nu mă înșel, care se apropie de 10.000, are 10.690 Da, de Săbăoanii locuitori. chiar a crescut cu în jur de 700 de locuitori și, adevărat, este comuna cea mai mare din județ. A comuna în sensul că zonă rurală. Adică dacă pui Bicazu și Rosnovu, e Săbăoaniu aproape cât ele, mă rog. Săbăoaniu cu împrejurimile e cât Bicazu și Rosnovu la un loc. Și nu știu dacă nu cumva Săbăoaniu este mult mai viu decât Bicazu, ca activitate și ca perspective. Da, este o altă poveste aici. Vorbeați de faptul că mulți... O să-mi mulți... dați voie, am Vă doar rog. o mică intervenție. Din datele pe care vi le-am transmis, ați văzut că există și comune care, de exemplu, n-au, să spunem, o foarte mare legătură cu această mișcare dinspre urban spre rural și totuși au creșteri de populație semnificative. Dați-mi niște exemple ca să le putem localiza, să ne dăm seama de ce. De exemplu, Piatra Șoimului Borlești, care sunt în zona Rosnov, de exemplu, mai e Urecheni, care e Păi haide să... oarecum Păi Urecheniu este într-o zonă un pic mai izolată. mai Mai izolată, da. izolată. Borleștiu și Rosnov și Piatra Șoimului pot spune că sunt un pic adiacente de drumul Acolo, da, și principal. acolo. Poate există mișcarea asta legată de locuire dinspre zona urbană. Ce am mai văzut noi, adică din ceea ce am analizat și din datele, din discuțiile pe care le-am purtat cu primăria, s-au schimbat puțin și comportamentele legate de mobilitatea pe bază de muncă. Adică persoanele nu mai locuiesc neapărat în afară. Au contracte pe 3-4 luni și se întorc în țară. De exemplu, multe persoane care lucrează afară, la recensământ, s-au declarat că stau mai puțin de 12 luni la locul unde lucrează, în afara localității sau chiar în afara țării, Da, și atunci a... și revin pentru că ei consideră reședința ca fiind, stau mai mult de 12 luni în localitatea în care s-au născut, de exemplu. Și aici e cazul chiar Urecheni. Acolo chiar am avut și ancheta de control, tocmai că și nouă ne spărea o creștere a populației destul de mare. Acum mai este ceva. În aceste localități, populația are și posibilitatea aceea de a-și asigura traiul prin mijloace proprii. Deci acolo găsești gospodării, găsești oameni care cresc animale. Dacă ați fost în Urecheni, ați văzut că, de exemplu, sunt câteva firme în Urecheni care chiar sunt, este o firmă de produse din carne care face vogă în zonă, vinde, face, are angajați, aduce crescători. Adică, fiind un pic mai izolați populația acolo,
e poate mulțumită că are cu ce să trăiască mai ușor decât în oraș. E mai ușor să încălzești la Borlești o casă cu lemne, din motivele pe care le știm cu toții, decât în, să spunem, în altă parte a județului. Și atunci, probabil, și gradul de locuire e mai mare aici. E mai mare. E mai mare aici. Dar aș vrea să discutăm un pic, că am văzut în materialele pe care le-ați transmis spre știință, mass media, atâta cât mai există, ea e multă, dar mass media e puțină. Deci, ziare sunt puține. Și o situație cu privire la gradul de instruire al populației. Și este și în funcție de naționalitate aici, nu, mă rog, de etnie, pardon. Avem la o populație rezidentă de 454.203 locuitori, doar 47.066 de locuitori cu un nivel ridicat de educație. E mult, e puțin raportat la ce avem în țară? E relativ. Am putea spune că suntem în spatele clasamentului, ceea ce e și justificat. Totuși, noi nu avem universități, nu avem. Dar foarte interesant, ceea ce am observat, suntem în fața Bacăului și a Sucevei. În regiune, de exemplu, ca pondere a persoanelor cu studii superioare în populația rezidentă. Ceea ce... Atunci am o explicație de ce s-a dezvoltat Suceava și Bacău. Probabil că acolo au ajuns niște oameni foarte practici și au reușit să-i ducă pe ceilalți după ei. Da. Nu, dar, în schimb, nu s-au petrecut schimbări majore, că am stat și m-am uitat și eu, schimbări majore în celelalte ponde, de exemplu, studii medii și sub nivel mediu. N-au fost modificări semnificative. Eu mă uit aici, avem 209.000 cu studii medii și 197.000, aproape 198.000 cu studii, hai să-i spunem, cu nivel de învățătură scăzut, adică probabil 8-10 clase. Preșcolar, primar, gimnazial, da, sau 8-10. Fără școală absolvită. Fără școală, da, absolvită. Adică inclusiv persoane care nu au făcut nicio formă de învățământ. Mie mi se pare destul de... o situație destul de neplăcută, așa, procentual vorbind. Da, mă uitam aici că noi avem și 3 bulgari care s-au declarat, sau câți? Nu, bulgari, 7 bulgari avem. Ăsta e în Mehedinț, ia să vedem în Neamț. În Neamț avem, de ce insist pe bulgari? Avem 3 bulgari și nu avem date cu privire la nivelul lor de pregătire. Mi-aduc aminte că prin anii 90 am avut și un candidat pentru funcția de deputat, domnul Roland Jehac, în numele comunității bulgare, ceea ce înseamnă că la vremea aia probabil erau mai mulți bulgari ca acum. Așteptăm cu nerăbdare un candidat și din partea polonezilor și a ucrainenilor mai nou, dar nu găsesc niciun ucrainean pe aici. Pa da, uite, 46 de ucraineni avem, care au un nivel mediu de la învățământ, deci la 46, 15 sunt cu nivel ridicat. Da. Ceea ce arată că în Ucraina, la un moment dat, s-a pus destul de mult accent pe studiile celor care trăiau acolo, nu știu câți mai trăiesc, da, câți poate mai trăi. Acum, ca să fim corecți din punctul ăsta de vedere sociologic, eu nu prea sunt poate corect. Și cei care au migrat, să spunem, în România, sunt persoane dintr-o anumită categorie socială. Cei care au... Adică cei nu, cu... nu neapărat că au pus accent ucrainienii pe educație, cât
persoanele care migrează sunt într-o anumită zonă. Ca să fim foarte corect, cei care au avut bani mulți din Ucraina au migrat pe coasta de Azur, în altă parte. Cei cu bani mai puțin s-au dus în Cehia să lucreze și prin alte țări, iar cei cu bani foarte puțin au stat în România. Da, mă rog. Haideți să vedem un pic cum stăm la nivel de comune. Care sunt, mă rog, comunele, ele sunt comune, cu cea mai mică populație? Mă uit aici pe lista de la dumneavoastră și chiar stau și mă întreb cum poate o comună cu 1208 locuitori, rezidenți, da? Da. Sau cu 1100, parcă, am văzut cea mai mică, mă rog, pe acolo, să ființeze, statistic vorbind. Păi cred că se poate, adică statistic în ce sens? Statistic? Adică la 1200 de oameni, da, probabil că ai un primar, un viceprimar, nu știu, 7 sau 9 consilieri local, cred că 9 sau 7, mă rog, pe acolo, cărora, plus ai aparatul primăriei, care și acolo sunt vreo 20, deci din 1200, 10% aproape, mă rog. Acum, bine, acum sunt sigur că o să spuneți și au și rude și tot așa, adică nu, până nu, la da, urmă plus, minus tot 3. Este o afacere în familie. Păi, nu cred, că până la urmă populația e destul de, să spun eu, neapărat omogenă din punctul ăsta de vedere în localitățile respective. Nu, adică cum se poate întreține o asemenea comunitate? Părerea mea este că nu se poate întreține și are nevoie tot e timpul adevărat, de bani. E preferat să fie o comunități cât mai mari. Și aș vrea să văd după acest recensământ și după ce vin aceste date, dacă cineva va face propuneri în sensul unei, nu neapărat dispariția unor comune, ci de a încerca ca măcar comunele astea, unde sunt foarte mici, să colaboreze cu celelalte din jur. Știți, cadrul legal acum asta. Știți că există și comune care au sate fără locuitori, dar erau și la 2011 sate cu un locuitor sau doi locuitori. Acum avem. În Neamț. Deocamdată nu există date pe sate, dar din câte știu eu, parcă ar fi o comună cu 0 locuitori. O localitate cu 0 locuitori, nu o comună. O comună, scuzați, o da. Comună cu o localitate sau un sat, să spunem, da, care nu are locuitori. Cred că ține și de o anumită procedură, sunt unele care trebuie desființate. Dar aici, iară, e vorba de procedura de desființare. Din punctul de vedere al confesiunilor religioase, cum era noi, că am văzut că în anumite județe vuiau radiourile zilele trecute, cât de tare au crescut populația de confesiuni, mă rog, neoprotestantă, da, că sunt mai multe ramuri. La noi cum e? N-aș putea spune că au fost înregistrate creșteri, dar ca idei, dacă erau în jur de 4.000 la recensământul din 2011, acum sunt în jur de 5.000 de persoane. Au crescut cu vreo deci, cei declar, care se declară. Din cei care s-au declarat. E adevărat că și numărul persoanelor care s-au declarat sau și-au declarat confesiunea religioasă sunt mai puțin, nu față de recensământul din 2011. Da, pentru că fenomenul, eu cred că fenomenul este mult mai amplu și din punctul meu de vedere, nu cred că o să mai fie posibil la orice altă lucrare, cercetare, colectarea de date privind confesiunea, limba maternă și etnia pe baza declarației. Știți că aceste date nu se află în niciun registru sau nu sculese nicăieri. Dar nu cred că vor mai fi posibil de colectat în viitor. De ce? Oamenii vor evita? Da, vor evita, eu cred că da. Și la acest recensământ au întâmpinat destul de multe probleme. Inclusiv cei care s-au autorecenzat au refuzat să-și declare. Și cred că peste 10 ani, vedeți ce rapid se schimbă societatea. Eu cred că peste 10 ani sau când
nu cred că va mai fi posibilă colectarea altor. Nu. Mă uitam în alte județe. De exemplu, eu am luat ca județ etalon Mureșul. De ce? Mureșul a scăzut populația, așa. Este județul în care populația de etnie romă e undeva spre 9%. Da. Dacă te uiți la populația de etnie romă declarată de etnie romă și te uiți la numărul de cum crește numărul de neoprotestanți în județul respectiv, vezi că cifrele se corelează foarte mult. Și la noi fenomenul acesta există, dar nu sunt declarați. De exemplu, câți romi s-au declarat în județul Neamț? În jur de 5%. De 5%? Da. Nu cred că s-așa de puțin. Cred poate că sunt jur de 5.000. 5.000? Așa, în jur de 5.000. Deci, dacă avem 5.000 de romi... Care înseamnă 1,... Asta înseamnă cam cât să ia care sunt în roman. Deci fenomen... Există câteva comunități la noi. Există și în roman, mai există și în zona rurală. Eu cred că avem mult mai mult decât 5.000 de romi în județul Neamț. Cel mai probabil, părerea mea este că cifra este foarte mică pentru că nu și-au declarat etnia. Aceeași problemă a fost și la recensământul trecut. Problema cu a declara și cu... Și atunci unii au considerat că mai degrabă se declară români sau... Dar e o informație care e pe baza liberei declarații. Absolut. Nu, pe mine mă interesează cifrele astea. De ce? Da. Că putem să ne uităm în jurul nostru să vedem în ce măsură cifrele astea, de exemplu, la nivel de țară, deci sunt tot felul de programe de ajutorare a populației de etnie romă, etc., etc. Programele astea se fac pe baza unor date statistice. Aici, nu știu, ceea ce am observat ca sociolog, zic, nu neapărat uitându-mă pe date, dar de-a lungul istoriei, cel puțin după Revoluție, au fost două mecanisme. Una de integrare sau românizare a romilor și ulterior, după intrarea în Uniunea Europeană, cu păstrarea valorilor culturale și, adică, într-un fel, păstrarea identității romii. Și cred că ambele și-au pus efectul asupra comunității. Eu cred, de exemplu, că sunt foarte multe persoane care provin din familie etnie romă și care s-au integrat în sensul că nu mai se declară romi, ci români. Sunt convins de asta. Plus situația economică. Vedeți, sunt, că de asta ziceam, sunt câteva comunități, asta mă observ și eu, și la recensământ, și sunt comunități care au, să spun eu, comunități romi care își păstrează valorile, meseriile, tradițiile, să spunem, dar sunt și comunități care sunt cumva mai forțate, persoane care sunt provin etnia romă cu venituri mai reduse și care treptat sunt asimilate. Interesant. Spuneți-mi la Văleni, de exemplu, în cartierul Văleni, sunt de etnie romă sau sunt, cum îi spune, persoane provenind din etnia romă pe cale să fie asimilați? Cu dumneavoastră cum credeți? Dacă, de exemplu, comparați cu, nu știu, zona Vânător, Neamț, dar chiar și din Piatra Neamț, sub Dărmănești sau cartier, unde, sau Roznu, de exemplu, unde există meserii, tradiții și sunt persoane de etnie romă care au venituri și care consideră că aia e calea lor. Da. Cunosc foarte multe persoane de etnie romă care trăiesc foarte bine pe baza muncii pe care o prestează. Absolut, absolut. Oameni care și-au dat copiii la școli, care... Asta am observat și eu. Care, copii care performează, care nu așteaptă să ducă pe locurile alea pe care le pune statul la dispoziție. Dar avem și zone întregi în care avem genul ăsta de populație. Care... Nu știu, eu am tendința să nu... Poate, bineînțeles că există ideea asta de păstrarea valorilor culturale, de tradiții, dar eu cred că de cele mai multe ori condițiile economice, spun cuvântul, legat de orice,
în zona demografică. Inclusiv chiar și păstrarea tradițiilor, da? Dar vorbim de studii, da? O persoană, copii care provin în zone sărace nu au așa de multe șanse. Da. Cum stăm la în la raportul femei bărbați în județ? Bine, noi tot timpul am fost persoanele de sex feminin sunt mai multe. Asta am observat și apropo de vorbeam de studii, inclusiv persoanele de sex feminin pe studii superioare au o pondere mai mare. Acum, na, probabil că e și o chestie care ține de dorința de a obține un statut social pe trendul ăsta care există acum. Da, poate nu există și problema aia tradițională, că persoanele de sex masculin intră mai repede în câmpul muncii. E o chestie istorică. Dar e adevărat, majoritatea populației rezidente de sex feminin și din punct de vedere al rezidenței urban-rural, noi suntem totuși un județ preponderent rural. A crescut populația în rural sau a scăzut? A scăzut. Doar o clipă. No. Nu, din câte știu eu, nu foarte mult. Chiar sunt curios. Deci mediul rural, în mediul rural în jur de 2,5% și mediul urban în jur de 5,3%. E clar că în mediul urban o scăzut mai mult. Asta este o veste bună pentru partidele care se adresează în special mediului rural, ca să spun așa. Oricum, privind la aceste cifre raportate pe rural-urban, ne dăm seama cam ce discurs vor avea cei care vor cere voturi în... Dar să nu uităm cu ce am început discuția, așa numai că există o mișcare dinspre rural în urban, adică persoane educate care au venituri. Dar se vede asta și acum. Dacă ne uităm, facem harta, zona rurală. Facem harta județului și o colorăm pe partide, o să observăm niște lucruri. Adică ideea cu discursul, eu știam că e ca în marketing, așa, adică îți adaptezi discursul în funcție de ce populație ai. Am înțeles. Da, dar când ați făcut recensământul, ați avut vreun caz, n-am să zic și eu, un județ profund ortodox, mă rog, în care să vină cineva să spună că eu nu sunt nici de genul masculin, nici de genul feminin și sunt, cum se cheamă, că nu mai știu acum. Cred că sunt multe denumiri, dar nu existau decât, în chestionar nu existau decât... Cum s-a putut ca într-un chestionar? Care erau? Numai masculin și feminin? Da. Dom'le, asta este o greșeală. Eu cred că urmașii lui Marx din contemporaneitate sunt foarte supărați pe chestia asta. Da, noi acum noi lucrăm cu nomenclatoare statistici, nu... Da. Respectăm identitatea persoanelor, dar statistica e o știință, adică... Da. Deci, și am folosit aveți toate șansele să fiți scoși din știință. Cele două situații sunt folosite pentru că administrativ, adică o persoană pe buletin are, da, și noi are doar două posibilități, unul sau doi, că așa e. Așteptăm cu nerăbdare să apară și a treia posibilitate, să vedem. Când există o decizie politică, statul ia în considerare situația asta, atunci noi ne vom conforma. Adică până la urmă numărăm ce dorește statul să numărăm. Am înțeles. Deci statistica își face treaba. Ce ar mai fi lucruri interesante de relevat în urma acestor date parțiale? Nu neapărat în urma acestor date parțiale, în urma datelor provizorii, da, la recensământ. Ceea ce remarcăm noi este fenomenul ăsta din îmbătrânire puternică a populației. Cât este de vizibil în cifre? De la 41,8 vârsta medie în 2011 la 43,2 ani în 2021.
Dar asta e mai puțin important. Important sunt ceilalți indicatori pe care i-am mai calculat și i-am mai calculat și cu alte ocazii când facem prognozele demografice. Și anume, există un indice de îmbătrânire demografică care reprezintă numărul persoanelor vârstnice de 65 și peste care revin la 100 de persoane tinere sub 15 ani. Și în județul Neamț este de 129,7 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, mai mare decât media națională, care e 121. Și am făcut și un calcul față de recensământ, doar o clipă. În 2011, raportul ăsta de... indicele de îmbătrânire demografică, care am zis acum e 129,7, în 2011 erau 109,7. Oleu. Adică 109 persoane în vârstă care revin la 100 de persoane. A crescut semnificativ. Și mai există un raport de dependență demografică care reprezintă numărul de persoane în vârstă, adică peste 65 de ani, și numărul persoanei tinere până în 15 ani, raportat la persoanele adulte active, adică de la 15 la 65 de ani. Și raportul ăsta a ajuns la 60,2, da? Persoane tineri și vârstnici, așa, pornind de la 55,7. Situația nu e chiar roz, așa, dacă e să luăm, pentru că cred că vă dați seama ce înseamnă dependență demografică, adică persoane active care de fapt susțin cumva economic celelalte persoane. Da. Și cu cât raportul ăsta crește, cu atât e o problemă la nivel... Păi dacă ne ducem de la nivel județean la nivel național și dacă ajungem la nivel național și calculăm raportul ăsta, ne dăm seama cam cât de capabil ar putea să fie statul român să susțină din punct de vedere social toate programele în condițiile în care populația activă Tot scade. Și știți că, și asta tot timpul se spune, se spune și la nivel național, încă nu am ajuns la nivelul de criză. Nivelul de criză o să fie, să spunem, peste 10, 15, chiar 20 de ani, când începe grosul populației active, în perioada decreției, dacă spunem, încep să iasă la pensii. Și atunci sistemul de susținere socială o să aibă mari probleme. Da. Și ceea ce e cumva descurajator, asta e o opinie personală, este nici nu există o politică demografică națională care să corecteze situația asta. Ținând cont că genul ăsta de politici se fac pe un termen lung, adică nu poți influența situația demografică Uite că a fost influențată la un moment dat situația democratică. Ați amintit de decreței. Da, atunci problema e că asta se poate face într-o dictatură. Așa au făcut s-a făcut într-o dictatură. Poți să o faci peste noapte într-o dictatură. Într-o dictatură. În care încalci declarată de cineva ca dictatură și ca formă de manifestare ca dictatură. Da, nu, există, în sensul că încalci niște libertăți și drepturi ale persoanelor. Există dictaturi care nu sunt percepute ca dictaturi. Care, pot de fi exemplu, percepute ca democrații. Da, pot fi de, care încalcă drepturile fundamentale în alte domenii și au rețineri să încalce în domeniul ăsta, deși sunt conștienți cei care conduc că e o mare problemă. Da, probabil că ei au alte programe de adaptare, de așezare a cifrelor, a raportului acela despre care spuneați dumneavoastră, prin eliminarea încet încet a populației vârstnice în diferite moduri. Da, asta este o altă poveste. Problema noastră în Europa e mare din punctul ăsta de vedere a îmbătrânirii populației. A noastră e și mai mare pentru că noi nu suntem suficienți de dezvoltați economic ca să atragem populații din punct de vedere al mobilității muncii sau al migrației. Păi, asta e marea problemă.
Iar din punct de vedere al natalității, era de așteptat ca, odată cu educația, cu planificarea familiei și așa, cu modul ăsta de economic în care trăim, ritmul social, să se deplaseze și să scadă natalitatea și să deplaseze vârsta de concepere a nașterea primului copil. Aici avem o chestiune care aparent se bate cap în cap cu ce spuneați dumneavoastră. Deci suntem un județ clar rural. Clar avem zone cu dezvoltare slabă, economică slabă. Zone rurale în care se păstrează modul acela aproape tradițional de viață, în care elementul de civilizație este asfaltul în exces de multe ori și niște conducte de apă și canalizare care nu sunt folosite de nimeni și acum se introduce și gazul metan. Sau sunt folosite foarte puțin în populație. Aparent ar trebui ca în zonele acelea, raportându-le la ce am discutat, să avem totuși o populație mai activă din punctul acela de vedere al nașterilor, că ea nu s-ar încadra în tipicul celălalt. Numai că, uite, că nu de se acord, întâmplă. Dar ideea e că se întâmplă pe partea asta complementară. Oamenii care să trăiască, după ce s-au născut într-un loc, vor să trăiască bine și să gândesc la viitorul lor. Și atunci pleacă. Și atunci pleacă. Da. Va trebui să ne oprim. Dacă mai e ceva ce trebuie punctat acum... Nu, așteptăm datele... Când vor veni și datele? Începând din mai... O să fie eu un calendar aprobat de Comisia Centrală de Recensământ pentru populații definitive începând din mai pe anumiți indicatori, inclusiv pe state când vorbim, și spre sfârșitul anului pe locuințe și clădiri. Și acolo este interesant. Iar legat de ceea ce o să întâmple pe viitor, de exemplu, noi aveam niște cercetări statistice legate de locuire, locuințele terminate la sfârșitul anului sau stocul de clădiri și stocul de locuințe. Astea vor fi integrate în ceea ce facem, ce am făcut la recensământ, și anume de a le pune pe hărți. Știți că am mai discutat, că totul la recensământul ăsta s-a făcut digitalizat și s-a lucrat pe GPS, astfel încât vom putea oferi populația la nivel de grid de un kilometru, adică pe o suprafață de un kilometru. Da. Ceea ce e un avantaj pentru politicile locale care n-au, de exemplu, și care ne-au solicitat date pe cartiere, pe... așa vor avea la un kilometru și vor putea vedea mai mult despre necesitățile sau despre populația din zone mai mici. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu aș fi vrut odată, poate o să reușim, să intrăm un pic în niște amănunte raportând datele de la recensământ cu datele acelea pe care le aveți în mod curent. Am eu un fix cu populația școlară pe comune și raportat acum la populația... mă rog, populația rezidentă, da. Dar da. Nu e foarte... sunt comune în care există un număr de locuitori semnificativ și foarte puțin copii. Nu întotdeauna sunt comune foarte apropiate de oraș, raportat la modul în care se face la noi naveta. Da. Da. Și foarte interesant că asta, dacă mergem mai departe și ne uităm în alte date, unde care cuprind investițiile în clădiri pentru școli, grădinițe, o să observăm că avem niște investiții care se fac aproape degeaba. Cei care fac investiția, aprobă investiția, nu se uită și în statistici, nu se uită nici în prognoze și renovează, modernizează într-un exces așa de cheltuit bani publici, fără ca acele clădiri să devină folosibile scopului pentru care
sunt făcute. Dar astea sunt alte lucruri. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și vă dorim date cât mai plus minus corecte, mai corecte. Acum cu schimbatul background nu mai este o problemă mai nou, că se schimbă mult mai ușor. Să ne vedem cu bine. Mâine dimineață o altă emisiune. Va fi o săptămână aglomerată, ca să spunem așa, la noi, la cafeaua de dimineață. Cele bune, numai bine, sănătate! Mulțumesc!